Mai trebuie schimbat ceva aici. Hai că nu e bine așa. Hai că trebuie să fac un alt format. Sănătate, Doamne ajută! Uite așa că o să iasă cu bine. Așa. Da. Îmi doresc și un telefon un pic mai performant pentru că cel de acum s-a spart și chiar am nevoie de făcut fotografii și video scurt și este util. Așa. Apoi linia de home cleaning cu produse naturale înseamnă rețete făcute în casă. Este un kit în care tu îți faci singură, eu știu, fie un odorizant, fie un multicleaner, fie mici produse de făcut în casă. Așa, pe plan social. Pe plan social al relațiilor și în partea ce ține de familie, cum spuneam și mai devreme, îmi doresc să am din când în când ieșirea. Aici este prima etapă cu to-do list-ului la începutul anului. Vorbim. Eu am tras cu ochiul să vedem despre ce vorba acolo, ce ne-ai pregătit. Și îmi doresc ca anul acesta, nu știu prin ce minune, dar îmi doresc ca toată familia mea să plecăm cu vaporul de croazieră, fie pe Europa, fie spre Statele Unite, unde copiii mei își doresc de foarte mult timp să ajungă. Să aveți așa o vacanță de vis, nu? Să navigați. Da, de cel puțin 3 săptămâni. Ar fi minunat. Noi și eu și soțul am lucrat pe vapor de croazieră și ne dorim să le arătăm și copiilor unde am fost, ce am făcut, cum am muncit, ritmul de muncă pentru bănuții câștigați și din care ne-am bucurat ulterior. Și vreau să vadă și ei ce înseamnă. Așa este, și le deschideți, iată. În plus, pe lângă faptul că apreciază lucrul acesta, da, exact, gustul pentru călătorii, văd alte țări. Da, și vă creați amintiri frumoase. Exact, astea sunt cele mai importante, amintirile, pentru că lucrurile materiale cu toții ni le dorim, este adevărat. Cu toți dorim carieră extraordinară, să ajungem top management în cariera noastră sau depinde de jobul fiecăruia. Dar amintirile sunt cele cu care rămânem cu toții. Da, sunt neprețuite. Și pe plan personal, acolo ce ai trecut, am văzut sănătate. Plan personal, partea de sănătate, îmi doresc să mă orientez un pic către legume și fructe, să consum mai mult, să am grijă de ceea ce consum, pentru că, într-adevăr, îmi plac jumările, îmi place grătarul și șoriciu, dar mai cu limită, așa, cu măsură. Și este momentul, pentru că îmi doresc să fiu mai activă, mai puțină cărniță, nu o elimin, că îmi place. Ce să zic, îmi place carne. Dar mai multe ieșire în natură, voi încerca împreună cu copiii, cu familia, să ieșim cât de mult în natură. Fie în pădurea de la noi din Chiajna, fie pentru că acum este situația dată și cu școala online și cu totul, e mai dificil de ieșit în afara Bucureștiului, dar ne descurcăm. Soluții sunt, trebuie doar să vrem. Bun, să încerc să am mai multe freșuri, poate unul pe zi, nu abuzez că nici astea nu sunt ok. Așa este, Așa? Ai trecut acolo, body, mind, spirit, la ce te-ai referit? Da. Aici îmi doresc să aprofundez mai mult epigenetica și neuroștiința, pentru că, așa cum spuneam și la început, țin de energie și de ceea ce suntem noi, că și noi suntem la un moment dat energie, s-a descoperit lucrul acesta. Da. Și este fascinant creierul uman. Așa este și încă trebuie descoperit, da? Încă mai are misterele lui. Exact. Da. Așa, cu ce ai mai venit astăzi? Asta la noi? Am zis eu că am tras a fost la prima ochiul, parte. Da? La, avem un to-do list acolo. To-do list-ul, da, ține de planificare. Deci, în prima etapă a acestei provocări, obiective, vision board, pentru a-ți implementa bine în creierașul tău ceea ce vrei, și planificare. Pas cu pas, în cât timp vreau obiectivul ăsta să mi-l planific. Știi, americanii au acel SMART, metoda SMART, în care trebuie să-ți alegi un obiectiv clar, specific, da? După aceea trebuie să fie measurable, măsurabil, da? Achievable, da? Adică să fii realist, practic, da? Și timpul în care să ți-l dai să îndeplinești acel obiectiv. Faci 5 încercări. Dacă ai reușit în astea 5 încercări, felicitări. Dacă nu ai reușit, treci mai departe. Înseamnă că nu a fost momentul acelui obiectiv, acelui lucru, ceea ce ți-ai planificat tu, o fi momentul lui mai târziu.
Starea de bine începe și cu ceea ce se întâmplă acolo în casa ta și cu mediul și cu ambientul. Faci schimbări la început de an în casa ta? Exact, asta ține de cea de-a doua etapă și cea de-a treia împreună. Cea de-a doua etapă este de simplificare. Simplificarea în zona profesională, în zona rezidențială și în zona personală. În această provocare, simplificarea ține doar de un singur lucru. Unul care ne sufocă pe noi și vrem să ne eliminăm și din zona profesională și din zona rezidențială. Eu știu, uite, noi ca femei acumulăm multe. Așa. Pe lângă haine avem și șosete foarte multe și diverse. Și hai să-l țin acolo că poate-mi trebuie. Hai că mai bine îl port pe acasă. Hai că mai găsesc eu, îi mai dau o șansă. Ne despărțim cu greu de lucrurile acestea. Sau lucrurile din casă. Lucrurile din casă în care, știi, la bucătărie ai foarte multe lucruri. De Crăciun cu toții. Hai să mai cumpăr și pe aia și pe aia și pe aia. Că poate-mi trebuie pentru masa de Crăciun. Plus cutiile cadourilor. Plus. Și uite așa, acum este timpul pentru simplificare. Toate aceste etape se desfășoară în 7 zile. Fără să punem presiune pe noi. Avem timp să ne gândim, mă, ce facem, când facem, cum facem. Etapa a treia este legată de curățenie, de organizare și redecorare. Așa. Că este birou, că este casa, locul unde îți desfășori. Majoritatea timpului cu toții stăm acasă, avem școala online a copiilor, unii dintre noi lucrăm de acasă și uite că 2020... A fost un an în care noi ne-am trezit că trebuie să facem cu totul de acasă lucrurile și a trebuit să mai dăm o comodă la o parte, să mai aducem un birou. Da. Exact. Să mai luăm niște gadgeturi că avem nevoie, dar unde le facem? Dacă eu vorbesc și vorbește și copilul și vorbește și soțul, ce facem? Unde facem? Că avem apartament cu 2 camere. Da. Pentru mine este ok. Am o casă cu mai multe încăperi și fiecare are spațiul lui. A fost ok și noi lucram de acasă de dinainte, dar sunt persoane care locuiesc într-un spațiu mai micuț și este nevoie să se reorganizeze, să-și poată eficientiza spațiul ca lumea și să-și desfășoare treaba ca lumea. Așa este. Scăpăm de stres un pic. Am văzut aici că ți le-ai împărțit așa, profesional, rezidențial și personal. Facem această organizare, curățenie pe toate aceste 3 planuri, da? Da, dar doar într-o singură încăpere, nu punem presiune pe noi, repet, pentru că nu este ok, nu avem eficiență, nu dăm randament și atunci, în aceste 7 zile, doar un lucru care simțim noi că ar trebui, uite, din punct de vedere profesional, poate laptopul tău sau monitorul tău este haos, ai nevoie să faci un declutter digital. În casă, sunt anumite zone, uite, de Crăciun ai gătit foarte mult, ai petrecut, ai la. Poate este nevoie să mai ștergi o dată mobila pe sus de grăsimea de unde ai fiert diverse lucruri sau ai prăjit sau... Știi că începi anul curat în toate ariile tale. Da, și te desfășori mai bine într-o casă luminoasă, curată. Exact, aerisită. Aerisită, da, parcă nu simți că te apasă ceva, nu? Că ai senzația asta de apăsare dacă sunt foarte multe lucruri la un loc și aglomerate și tot felul de cutii, cutiuțe și ce mai strângem noi prin casă. Exact. Copiii chiar dacă mă ajută, acum de când a început școala, mai puțin. Da. Uneori îi mai chem, iau camerele la etaj și mai strig la ei de la parter să vină să mă ajute, uneori îmi răspund, uneori se fac că nu aud, că n-au chef pur și simplu. Și e normal, fiind în casă, fiind mai tot timpul în online, cu ochii în device-uri, cumva apare și starea asta de anxietate, de loc închis. Și, na, câteodată vin, mă ajută, câteodată nu. Spre final de săptămână, da, sunt mai deschis și n-am ajutat. Există și o etapă a patra? Există și o etapă a patra. Deci, după ce noi ne-am pus obiectivele anului, ne-am făcut vision board-uri, ne-am scris pe caiet ce avem de făcut, ne-am simplificat în anumite zone unde aveam nevoie să simplificăm ceea ce ne sufoca și am și făcut un pic de curățenie, cea de-a patra zonă este doar pentru noi, pentru persoana noastră, starea de bine se numește, starea de bine. Cea de-a patra etapă. Aici avem o săptămână în care facem ceva pentru noi. Uite, eu am ales ca anul acesta să-mi schimb coafura, să-mi schimb și culoarea și mai am câteva zile în care voi învăța cum este cu ritualul ceaiului. Așa. Că mi s-a părut un lucru interesant. Da. Asta îmi place mie. Voi învăța cum să combin plantele, să-mi fac baie cu flori și uleiuri esențiale. Da, și mai îmi doresc să merg în pădure singură și să mă bucur de copaci, de
de ce văd și ceea ce aud. Să te încarci de la, de la soare, este foarte important să stăm în lumină, nu să simțim cum ne încărcăm. Cu toții ne găsim echilibrul în natură. Da, avem nevoie de, de lumină și de această conexiune cu, cu natura și ar fi foarte bine să o cultivăm anul acesta. Tocmai că... de aceea mi-am pus câteva lucruri să fac în aceste 7 zile, nu multe. Internetul este la un click distanță, pot avea informații și de acolo, dar ieșitul din casă și timp cu mine... pentru sinele meu, pentru starea mea de bine, uite și ieșitul la coafor. Mi-a dat o stare de bine. Da, așa este, contează. Anul trecut să știi că am evitat. Dar uite că anul ăsta este un nou început, cu toții ne dorim o schimbare, o energie, un nou început, o stare de bine. Vreau să știu dacă, nu știu, ai tras linia așa după fiecare an, după ce ți-ai făcut acest vision board și dacă ai făcut așa în procente, cât la sută s-a îndeplinit? 80%, 90%, 100%. 70% s-a îndeplinit. Pentru că a venit pandemia și a fost mai dificil. Dar nu putem să dăm vina pe pandemie pentru lucrurile care noi nu ne-am organizat să facem. Exact. La începutul anului, pe 3 ianuarie, mi-am făcut vision board-ul anul trecut. Și vorbesc doar de anul trecut. În anii precedenți, nu prea le-am dat importanța care l-am dat-o anul trecut și anul acesta. Adică nu am simțit, nu am pus energia mea să simt. Uite, de exemplu, cu emisiunea care mi-o doresc de casă și grădină. O am în sufletul meu și vizualizez cum să am canapelele și să am și florile lângă mine și măsuța de lucru și absolut tot în detaliu am vizualizat. Până și cărțile și șorțul meu, cum este el, tot am vizualizat. În anii trecuți, nu. Și revenind, anul trecut mi-am pus așa pe 3 ianuarie. Voi avea conferințe și workshop-uri pe temă casă și grădină, dar un pic combinat și cu dezvoltarea personală. Însemnând și această planificare, organizare în zona de business, în zona de carieră. Așa. După aceea mi-am pus să ajung la TEDx. Așa, da. Da. Dar extraordinar. Da, numai că nu mi-am pus, nu am vizualizat-o așa cum trebuia. Mi-am dorit să ajung la TEDx. N-am ajuns pe covărul roșu, însă am fost acolo pentru că s-a organizat ceva special pentru femei în luna martie, exact când au început să se oprească evenimentele. Da, da, da. Dar am fost norocoasă și am participat și acolo. Uite, vezi, deci ai ajuns într-o formă sau alta, dar ai fost acolo. Exact. Mi-am dorit să fiu invitată, să vorbesc despre casă și grădină la mai multe televiziuni. Sau, da. Da, și uite că am fost. Fără să... chiar am făcut și live-uri de acasă. Și s-au îndeplinit. Se întâmplă dacă îți dorești și vizualizezi și muncești, bineînțeles, pentru lucrul acel. Și dacă le simți. Și dacă le simți. Mulțumesc. Dacă simți că nu este timpul lor, dacă nu le simți așa că mă chiar simt că se va întâmpla, nu se va întâmpla. Nu le face, da. Mai să avem inima deschisă și lucrurile vin către noi. Așa să fie. Îți mulțumesc tare mult, Elena, și o să fac și un vision board, deși eu le am așa acolo în cap și pe telefon, dar cred că e mai bine să am și un vision board. Te ajută să fii mai clară în ceea ce vrei. Claritate. Îți mulțumesc mult, Elena, și te aștept cu drag și data viitoare. Cum să nu? Iar acum